la obiect. Sursa ta de informații esențiale în fiecare zi. Analizăm subiectele controversate și aducem în prim plan analize pertinente despre lumea politică și socială. Te ajutăm să descifrezi informațiile care te invadează. Ascultă-ne, pentru că aici discutăm la obiect. Ascultă la obiect, pentru a fi mereu informat și inspirat în alegerile pe care le faci. La obiect, o emisiune cu atitudine, începând cu ora 13:10. La obiect, cu Alin Ion. Bun găsit, doamnelor și domnilor, cu toate că suntem în plină perioadă de concedii, noi suntem aici la datorie pentru a vă aduce cele mai proaspete informații. S-a stabilit până la urmă calendarul alegerilor din această toamnă. Vom avea trei tururi de scrutin fiecare duminică, trei duminici la rând. Pe data de 24 noiembrie, alegerile prezidențiale, primul tur. Apoi va urma pe 1 decembrie alegeri parlamentare și apoi ultima dată pe 8 decembrie al doilea tur al alegerilor prezidențiale. O să discutăm astăzi și despre puțin așa despre politică, dar în special despre administrație, despre turism, cu invitatul nostru, domnul primar al comunei Polovraj, domnul Gheorghe Epure. Bună ziua! Cum vedeți alegerile acestea? De trei ori la rând nu se satură oamenii să tot vină pe la trei duminici consecutive la urne? Bună ziua! Dacă e să privim din punctul nostru de vedere de la nivelul ăsta de jos, se satură. Dacă e să privim din punct de vedere al celui care e la poziția aceea înaltă, sunt interese de a menține coaliția, în primul rând, și cred că de aceea s-au făcut și compromisurile, tocmai pentru a putea să se guverneze în continuare în liniște și pace. Eu am salutat această coaliție pentru că în ultimii ani n-au mai fost acele huiduieli și n-au mai fost acele schimbări rapide de guvern sau de ministri sau de anumite portofele. Adică o anumită stabilitate. O stabilitate care este benefică pentru dezvoltarea social, comunitară și culturală a României. Credeți că va rămâne actuala coaliție și de anul viitor? Nu fac niciun fel de prognostic. Eu cred că românii vor fi din ce în ce mai înțelepți și vor ști să-și aleagă și vor ști să ia ce aleși, vor fi înțelepți să facă pace. Asta și dacă se vor înțelege cele două partide, pentru că în ultima perioadă au fost anumite discuții, disensiuni, nu cumva să se întâmple o scindare între cele două, între PNL și PSD? Când este înțelepciune, dialogul este firesc să fie, pentru că altfel nu e nimic constructiv. Nu mai putem vorbi de absolut nimic constructiv dacă nu există un dialog. Chiar dacă e mai aprins, trebuie să existe un dialog, pentru că sunt poziții diferite, dar atât timp cât sunt oameni care găsesc, au capacitatea de a face un compromis sau de a face pacea necesară unei dezvoltări, e de salutat. Da, bine, acum și cele două partide care fac parte din această coaliție trebuie puțin să se și grăbească în privința candidaților la alegerile prezidențiale, nimeni nu și-a manifestat dorința de a candida de la cele două partide, PNL și PSD. De la AUR am văzut că acolo domnul Simion, de la USR proaspătul președinte, doamna Lasconi, de la PNL și PSD se așteaptă. Nu se așteaptă, cred că se fac sondaje în interior, fără discuție. O să fie chestionați cam toți membrii de partid, dar cu siguranță se vor face chestionare și către populație, către legători, și chestionare vor vorbi.
Da, o să fie o vară destul de agitată pentru cele două partide politice, adică pentru toate partidele politice, pentru că e normal, va fi și o perioadă de precampanie, deja se vede lucrul acesta, sunt tot felul de informații așa care par în spațiul public și e normal ca cei care vor candida și la alegerile parlamentare și la alegerile prezidențiale să-și facă o imagine cât mai bună. Săptămâna viitoare un eveniment important pentru comunitatea din Polovra și nu numai, pentru că este cel mai mare târg din Oltenia, cred că și din țară. Târgul de Sfânturie de la Polovraj este cunoscut peste tot. Cum va fi anul acesta diferit față de anii precedenți? Sunt mulți comercianți meșteșugari. Am înțeles că în acest an va fi și un târg de meșteșugari care se va desfășura în această perioadă. Trebuie să vin cu câteva lămuriri, pentru că vis-a-vis de activitățile care au parte, care vor avea loc în acest jumătate anului, am avut o intervenție și de acolo au apărut speculații și interpretări greșite. Luna iulie este luna de cultură tradiție la Polovraci. De pe 1 până pe 10 iulie se desfășoară, este cea de-a 7-a ediție a taberei de sculptură, simbolul dat în arta lemnului. Este un festival care a creat câteva exponate deosebite, care au atras turiștii și pun semne de întrebare. Mulți se întreabă de ce n-am venit cu note explicative, cu mici lămuriri vis-a-vis de fiecare piesă creată și vis-a-vis de fiecare grup de ansamblu sau pe întreg ansamblu monumental. Așteptăm să intervenim pe măsura în care ne vom apropia de final. De fiecare dată piesele au fost relocate între ele, pentru că artiștii în momentul în care intervin în lemn descoperă o altă piesă față de cea programată inițial. S-a întâmplat în mai multe rânduri și asta ne-a rezervat în a emite descrierea unor piese. Vorbiți de lucrurile care se fac acum, nu? Lucrurile care se fac acum și care s-au făcut, pentru că au mai fost relocate între ele. Întotdeauna și-au găsit locul în altă parte, pentru că completau un anumit grup statuar. Acum trebuie să vă spun că închiderea taberei de sculptură se face pe 10 iulie, deci oficial se închide pe 10 iulie, dar toate întâlnirile și florile de cuvânt, speech-urile care vor fi și încercăm să le desfășurăm pe data de 7 iulie, când se va desfășura la Polovraj și Festivalul Gastronomic Bucătărie Tradițională Românească, al Tânie Sumântie, este ediția a doua. Și trebuie să vă zic că aici participă bucătari din Mușetești, chiar primarul comunei Mușetești se va găti, bucătari din Crazna. Se pricepe domnul primar? Se pricepe foarte bine. Viceprimarul comunei Crazna va participa la fel ca și bucătar. Viceprimarul comunei Bumbeș-Pițic va participa de la Baia de Fier, de la Novaci. Avem participanți. Deci domnii primari și viceprimari vor găti, da? Da, doi viceprimari și un primar vor găti. Dar vor participa și orașul Novaci, comuna Baia de Fier, Alimpești, comuna Slătioara din județul Vâlcea și comuna Baia de Ien din județul Vâlcea. Da, ce preparate vor pregăti? Vor fi diferite preparate din carne, cu legume, cu diferite, dar și supe. Spre exemplu, am înțeles că mușetreștii va veni cu ciolan cu fasole, ceva varză cu ciolan. Crazna are ceva inedit și nu vrea să divulge. Novaciu spuneau de un bulz, Baia de Fier ziceau de un balmoș, Alimpeștiu de o ciorbă, Bumbeș-Pițic de o ciorbă, Alimpeștiu spunea de ceva de pui. Mă rog, deci fiecare va găsi ceva. Deci suficiente motive sau suficiente preparate pentru ca oamenii să vină la acest târg gastronomic și să deguste aceste preparate. Se vor putea achiziționa, consuma și se vor da și premii celor mai bune sau cum? Sunt pentru degustare, o prezentare a bucătăriei pentru degustare este
un parteneriat, este o inițiativă a grupului de acțiune locală Parâng, și toate aceste primării enumerate, mai puțin Slătioara și Baideni, fac parte din grupul de acțiune locală Parâng, dar au fost invitați pentru la fel tot de noi Slătioara și Baideni, date fiind și relațiile între comunități și relațiile între edili. Deci avem o participare largă și trebuie să mulțumesc tuturor celor care au subscris și să mulțumesc și celor care au avut inițiativă în speță grupului de acțiune locală Parâng. Da, va fi și un moment artistic acolo la... Vom căuta să nu venim cu moment artistic, pentru că este în fața Sfintei Mănăstiri, este chiar după Sfânta Liturghie, iar ceea ce amplificăm acolo va fi doar speech-urile scurte ale invitaților, pentru că nu dorim să creăm impietăți acolo la mănăstire. Pe data de 11 se vor pune în vânzare pentru închiriere spațiile pentru tur, pentru media de Sfântul Ilie, 11 pentru spațiile comerciale, pentru producătorii, pentru comercianții de produse noi, iar pe 12 pentru produsele second hand. Iar începând cu data de 13 va începe oficial nedea de Sfântul Ilie, până pe data de 20 iulie, cu prezentare și vânzare de mărfuri de diferite tipuri. Spuneați de meșteșugari, este un alt eveniment în ceea ce privește meșteșugarii și mă voi referi la el. Dar trebuie să vă spun că în acest an am obținut aviz pentru, nu pentru târg de vite, ci pentru expoziție de animale. Animale care vor participa, admise a participa, sunt bovine, cabaline, ovine și caprine. Mai puțin porcine, pentru că este încă circulă foarte mult peste porcină și nu se expune nimeni în asemenea risc. Târgul, expoziția de animale va fi de 13, 14, 15 și 16 iulie, în vecinătatea târgului, acolo unde sunt asigurate condiții de umbrire și de apă, iar hrana va fi asigurată de către expozanți. Târgul pe ce suprafață se va întinde? Știu că e unul dintre cele mai mari din țară, poate chiar cel mai mare din țară, cu foarte mulți participanți. Sunt foarte multe de spus despre Nedea Sfântul Ilie, un târg care are o prima testare de documentare la începutul secolului 17, deci prin anii 1600 și contemporan cu Mihai Viteazu. Dar este, dacă inițial era funcționat ca un troc, un schimb de produse între oieri, și dacă locația era undeva pe vârful muntelui, pe vârful muntelui Nedei, pentru că muntele și-a împrumutat numele de la acest obicei al Nedei, ulterior, în secolul 17, când are atestat documentarea cu vârf pe moșia mănăstirii Polovragi, în speță unde e acum, în centrul satului Polovragi, pe vatra târgului, și încet, încet, schimbul de trocul a fost înlocuit de către schimburile comerciale pe baza banului. Dar s-au pierdut multe tradiții, vin altele noi, tot ceea ce se întâmplă în mersul societății se întâmplă și în Bălciuș și în asemenea Nedei. Căutăm să ținem ritmul și în acest sens ritmul, dar să păstrăm și tradiția. În acest sens vreau să vă spun că pe data de 19 avem organizat un spectacol folcloric, un festival concurs începând cu orele 17, cu un concurs pentru soliști vocali și instrumentiști pe teme numai exclusiv pastorale. La ora 19, în spate, orchestrația va fi asigurată de către Orchestra Doina Gojului. La ora 19 va începe spectacol extraordinar susținut de către Doina Gojului cu dansatorii Gojului, dar și al soliști vocali invitați de către autoritățile locale, în speță primăria și Consiliul Local Polovragi. Avem pe Claudiu Doinaș și Adina Roșca, pe Marius Sugulescu, pe Eugenia Filip, pe Ilie Dură, pe Rodica Mitran și alții. Iar pe la orele 23 va fi un foc de artificii. Iar în ziua de 20 iulie, renumita paradă de la anul de Sfântul Ilie, care începe în jurul orelor 10:30-11 după terminarea Sfintei Liturghii la biserici, a bisericii din localitate. Paradă care se va desfășura de la cămin până la scenă, unde vor fi prezentate momente de
de folclor, atât de către interpreții vocali instrumentali, dar și de către dansatori, până la orele 17-18 după amiază. Deci va fi o zi plină. Căutăm și acum să vedem în ce condiții vom putea să găsim. Avem două promisiuni vis-a-vis de o formație de muzică ușoară care să evolueze pe data de 18. Încă nu o facem public. Dacă vom duce la capăt negocierile, să batem palma. Dacă nu, rămânem doar pe partea de folclor. De asta vă spuneam că încercăm să ținem pasul și cu toate schimbările care au loc în societate. Știu că acest târg va aduce și venituri importante la bugetul local. Despre ce sume, la ce sume vă așteptați să colectați în acest an? Acum să vedem și dacă spațiile toate se umplu. Trebuie să vă spun că se face o reconfigurare oarecum, pentru că în partea de sud, în vecinătatea, imediată vecinătatea sălului, se construiește o sală de sport și ocupă un spațiu destul de măricel. E o sală de 180 de locuri cu tribune, tipul cel mai mare din care acum sunt finanțat de către CNI. Asta a produs o relocare a parcului de joacă, de distracții, are și speță de tribombele, ceea ce a împins în spate peste produsele de second hand. Și astăzi, chiar astăzi de dimineață, de la orele 7, am terminat cu colegii pichetarea terenului din spate. Urmând să vedem, după amplasarea tiribombelor, ce spațiu va rămâne disponibil de pichetat pentru restul de produse second hand. În speță avem doar haine de primit. Și vis-a-vis de spațiul disponibil rămas, vom purta dialog cu reprezentanții celor care vin să vândă produse second hand. Da, numărul solicitanților pentru a comercializa produse este ridicat? În anii anterior cum a fost? A rămas locul liber? Nu au rămas locul liber, se duc până la 600-700 de participanți, de comercianți, de spațiu avem noi, dar spații comerciale, dar pot să fie, spre exemplu, un comercian poate să ocupe 10-12 spații. Da. Dar sunt noi... Și cât costă? Cât e? Este 1000 de lei terenul. Locul, da. Pe toată perioada Bâlciului, la care se adaugă cheltuielile pentru energie, pentru furnizarea energiei electrice. Cheltuielile care se încă le taxăm în sistem paușal, funcție de un consum estimat pe numărul de consumatori care se duc la fiecare loc. Trebuie să vă spun că în acest an am reușit, cu ajutorul Dumnezeu și al celor care ne-au înțeles, o renovare, o intervenție majoră asupra sistemului de asigurare energiei electrice către comercianți, în speță și la tiribombe, dar și la spațiile, la terase, pentru că în fiecare an, în zilele, nopțile aglomerate, aveam probleme foarte mari cu energia electrică, uneori era incendiat conductorul pe care se transportă energia electrică, curentul electric, datorită consumului excesiv, se guma acest, era sub formă de gumă de mestecat. Și acum s-a rezolvat problema? Acum s-a rezolvat pentru că am venit cu un transformator de 630 de kVA, am venit cu rețele separate, cu casete separate pentru tribombe și energie trifazată pentru fiecare terasă în parte, astfel încât să eliminăm posibilitatea de relocare de pe o fază pe cealaltă celor care consumau energie electrică și ajungeau la o decompensare a unei dintre faze, ceea ce inducea această gumare. La Târgul Meșterilor câți participanți vor fi? Cu ce fel de produse? Târgul Meșterilor, există un târg al Meșterilor, pentru că noi am încercat să facem o oarece sectorizare a Bâlciului. Partea de nord este o dedicată exclusiv meșterilor și producătorilor de toate tipurile, după care este un amestec de mărfuri. Târgul Meșterilor, noi ne gândim, avem încă discuții cu Agenția de Dezvoltare Regională și cu încă doi parteneri, Cluster Bio-Oltenia și Cluster România, Bio-România, vis-a-vis de ediția a doua a festivalului bio european, vis-a-vis de data în care să se desfășoare, finalul lunii august sau începutul lunii septembrie, dar alături de ei va veni și
un festival inedit, Lira lui Orfeu. Este ideea unei echipe inimoase care crede în evoluția poporului român. Vede arc peste timp de la Daci până la noi. Am fost impresionat de faptul că au ales Polovragiu și au spus că au ales-o pentru faptul că la Polovragiu sunt foarte multe denumiri de străzi care trimit istorice, Daci, da. Istorie și așezarea dacică. Deci alegerea a fost pe motive istorice și de rădăcină, efectiv. Da, pe teritoriul și administrați în același timp, pe teritoriul localității dumneavoastră și sub administrarea primăriei se află și peștera Polovragi, cunoscută și sub denumirea de peștera lui Zamolxe și în această perioadă sunt foarte mulți oameni, turiști, vizitatori care preferă să vină să viziteze peștera pentru că acolo este și un loc răcoros. Știu că în jur de 10-15 grade se înregistrează în interiorul peșterii și acesta e un motiv în plus pentru care oamenii vin în număr așa de mare să viziteze peștera. Știu că era, cred că, cel mai vizitat obiectiv turistic din județul Gorj, peștera Polovrage. În acest an, cum este? Au venit mai mulți turiști față de anul trecut și ce noutăți sunt la peșteră? Ce vrei să... Știu că avea și un proiect de modernizare a iluminatului. Acolo. Este un proiect de modernizare lunatului, de modernizare accesului la peșteră, de intervenții în facilitarea accesului, dar numărul de turiști este cam același ca în fiecare an, nu văd diferențe foarte mari pentru că noi ne raportăm la efectiv la încasări. Așa. Câți au fost anul trecut? Numărăm, păi, dacă au fost încasările la 1.000.000 de lei, vă dați seama că... Dar biletele... 1.000.000 de lei anul trecut. Anul trecut. Da. Biletele sunt de 10 lei și de 20 de lei. 10 lei la elevi și studenți, 20 de lei la adulți. Trebuie să vă spun că și la pensionari s-a aplicat de multe ori reduceri pe grup pentru că n-am mers cu 20, s-a mers cu 10. Au fost... diverse chestiuni. Sunt grupuri de copii de la casă de copii unde practic sunt însoțiți doar de procese verbale. Acum, și se intră gratis. Depinde și de pensionar, să știți că sunt unii cu venituri mai mari, mult mai mari decât unor salariați. În special ne-am referit la veterani și la... Da, da, da. Am avut grijă foarte mare vis-a-vis de veteranii de război. Dacă prezintă, se notează sau colegii își fotografiază și încarcă. Când, în momentul în care depun bani, încarcă ca și argument fotografia cuponului sau tabelul care arată grupul de copii care a fost de la o casă. Și în acest an, câți au fost? Câți vizitatori până în prezent, normal? Păi, la raportat la numărul de bilete. Deci, dacă mergem cu să facem o medie, deci 1.000.000 împărțit la 150 de lei cât ar veni media. 15 lei, cât ar veni media. Da, da. Deci se duce 6.000. Da, da, da. 6-7.000. Deci nu, este un număr care, sincer să fiu, și fluctuează. Sunt multe persoane care tranzitează cheile Oltesului, care vin la mănăstire. Sunt foarte mulți care vin pentru peșteră. Chiar aseară stăteam cu artiștii de la tabăra de sculptură și am avut niște tineri din Galați. Au venit și priveau la sculptori. Unul dintre ei mai era student, dar zice, eu am mai venit în urmă, eram elev, am venit în urmă cu 8 ani, când zice, acum 8 ani, dar zic, acum 7, da, acum 7 ani, zice. Când a început la sculptură, erau două elemente și spune, am stat aici pe pătură, pe pâine și m-am liniștit. Și aseară l-am găsit din nou, că sunt cu meșterii, își găsise un loc acolo între statuete și stătea... între statuete. Deci fiecare își caută un loc de pace, de liniște, de reculegere și probabil că acest câmp al Polovragilor oferă, special în zona municipiului, oferă foarte multă liniște celor care caută liniște. Și chiar am văzut că au fost persoane care s-au îndrăgostit de Polovrag și s-au mutat acolo, chiar un sculptor, da, s-a mutat în comuna Polovrag. Cred că mai sunt și alte persoane venite din diferite orașe ca să trăiască lângă munte, să trăiască într-un mediu curat, nepoluat. Sunt foarte mulți care au venit din oraș, au migrat de la oraș la Polovrag.
sunt profesori, informaticieni, medici, am câțiva prieteni medici care insistă să le comunic momentul în care va fi din nou scoasă licitație concesiune pentru terenurile acolo în statul de vacanță. Sunt mulți tineri care încearcă să se întoarcă acasă și vor să găsească motive pentru a putea desface, începe o activitate, nu neapărat să li se ofere un job, ci vor să-și găsească singur job sau să-și creeze o mică afacere. Este un lucru îmbucurător, privind la modul în care noi încercăm să le punem la dispoziție, atât cu miile noastre puteri, parte de infrastructură rutieră, de infrastructură de utilități și de infrastructură educațională, pentru că trebuie să recunoaștem, dacă nu avem infrastructura educațională, nu realizăm nimic. Ne trebuie să gândim pentru 15-20 de ani să ridice generații care trebuie să construiască edilitar, gospodăresc, social, civic, moral, etic, adică să fie generații care să preia și să ducă sănătos ceea ce trebuie dus sănătos. Da, din păcate, în ultima perioadă, mă rog, societatea așa, totul se învârte în jurul banilor, mai puțin moralitatea și etica cam sunt lăsate pe plan secund. Vorbea de statul de vacanță, știu că acolo s-a început să lucreze, chiar s-au finalizat câteva construcții. Câte unități s-au deschis, la câte se lucrează, câte ați concesionat, câte locuri au fost concesionate? Sunt 88 de locații, sunt concesionate în jur de 70. Chiar mai fi 18? Da. Inițial, partea din stânga, cum se iese din defileu spre Amonte, intenționasem împreună cu consilierii locali să facem o lipire și să dezvoltăm cu totul altceva acolo, dar dat fiind faptul că avem un pus și acum pugul se va aviza, este în ultima fază, așteptăm doar avizul de la Ministerul Culturii, vom merge tot pe acele parcele, tot pentru licitație, case de vacanță și pensiuni. Sunt construite, sunt date în exploatare două pensiuni, sunt în construcție încă vreo 7-8 acolo și sunt cu proiecte gata, finalizate, urmând să construiască în această vară cel puțin 10, de care știu eu. Deci sunt oameni care doresc să-și construiască. Avem acolo energie electrică, apa este, îi ajutăm să o ducă. Se lucrează acum, este în parte finală și urmează să semnăm contractul și să începem sistemul de canalizare a apelor menajere uzate, cu o microstație de depurare lângă Olteț. Mai avem pașii de scoatere din regim silvica terenului pentru microstația de depurare. Deci este în grafic și cu ajutorul lui Dumnezeu o vom duce la bun sfârșit și va fi un sat pe care noi îl dorim a fi respectate anumite condiții, în care noi dorim să fie respectate anumite condiții. Prima dintre ele este un regim de înălțime, a doua se referă la materiale de construcție, piatră, lemn, dacă se folosesc în materiale înlocuitoare, suglevele vor fi eminamente înalt. Învelitoarea va fi țiglă sau șiță, dacă se vor folosi alte materiale, vor avea culoarea țiglei sau șiței, ca să evităm toată acea combinație de mozaic. Înălțimea, v-am spus, va fi la P+1 sau P+2, +M, funcție de destinație, case, vacanță sau pensiune, dar cu posibilitate de demisol. Deci pot să se construiască. Încercăm acum prin nou PUC să mărim și potul, procentul de ocupare teritorial era 30%, să încercăm să ducem undeva la 50%. Deci asta acum în funcție de avizul care se va obține. Deci atunci vom da șanse de dezvoltare reale pentru ceea ce vrem să se întâmple la Ploiești, cu acel Dumnezeu se va întâmpla. Și când pe restul locurilor, cele 18, vor fi scoase din nou la concesiune de primărie? Da, în momentul în care vom avea avizul de la Ministerul Culturii, atunci se va trece la avizarea finală și se va emite acea avizare a planului urbanistic general în forma nouă. În comuna Polovraci, turismul este la o cotă foarte ridicată.
este, mă rog, un specific al zonelor submontane din județul Gorj. Despre câte pensiuni vorbim în momentul de față? Pensiuni, case de vacanță, pe lângă cele care vor apărea, așa cum spunea și dumneavoastră, în statul de vacanță? S-a ajuns la un număr de 30 de pensiuni. Este turism. Noi dorim să fie un turism eminamente cazare de cel puțin 2-3 nopți, nu cazare de o noapte sau două, ziceam de la 2-3 nopți. Atunci se va putea, este un indicator pe care trebuie să-l atingem, un target pe care trebuie să-l atingem. Depinde mult și de noi, de administrație, dar depinde mult și de oferta persoanelor fizice care vor să se implice în turism. Sunt oameni care, din câte observ eu, sunt responsabili, au ofertă sănătoasă vis-a-vis de cazare, vis-a-vis de masa pe care o oferă. Adică, nu numai responsabil, dar sunt și bune gazde, primesc zâmbind și se despart zâmbind. Ăsta e un lucru care atrage și întoarce turiștii cu fața spre Polovraci. Sunt 30 de pensiuni, dacă inițial acum 8 ani de zile erau câteva, acum sunt peste 30 și se dezvoltă în continuare. Și am văzut că se dau aprobări pentru autorizații de construire pentru alte pensiuni. Da, sunt discutate. Înseamnă că cererea din partea turiștilor este destul de mare. Este cerere mare, trebuie să avem și oferta pe măsură. Fiecare acum încearcă să facă o ofertă și vis-a-vis de oferirea unei mese turiștilor, pentru că inițial era o singură pensiune care oferea masă, acum sunt deja 4 pensiuni care au în permanență masă caldă. Chiar s-au observat și echipele noastre de muncitori care au contracte cu alte polovragi, că sunt la canal, la apă, la asfaltări, la grădiniță, la cămin, merg și servez masă la asemenea unități turistice. Dar nu mi-e mică surprinderea când găsesc și echipe din alte localități, tot de muncitori care vin să aibă noastră la Polovraci. Înseamnă cu un bucurător, înseamnă că totuși e ofertă generoasă gastronomică la Polovraci. Da, și pare că și prețul este unul pe măsură bună pentru toate buzunarele. Trebuie să ne oprim aici. Mulțumesc pentru participare în cadrul emisiunii noastre. Și vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, rămâneți în continuare alături de știrile Radio Accent. Ascultă La Obiect, sursa ta de informații esențiale în fiecare zi. Analizăm subiectele controversate și aducem în prim plan analize pertinente despre lumea politică și socială. Te ajutăm să descifrezi informațiile care te invadează. Ascultă-ne pentru că aici discutăm la obiect. Ascultă La Obiect, pentru a fi mereu informat și inspirat în alegerile pe care le faci. La Obiect, o emisiune cu atitudine, începând cu ora 13:10. La Obiect, cu Alin Ion.